Bun găsit, dragi telespectatori! Așa cum v-am obișnuit, întotdeauna venim pentru dumneavoastră cu noutăți, cu știri din județul Bacău. Astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special. Este vorba de prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa. Sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu. Ce responsabilități concrete are, doamna prefect, funcția pe care o aveți? Întâi, bună ziua! Bine ați venit la instituția prefectului și profit de această ocazie pentru a saluta telespectatorii dumneavoastră. Responsabilitățile prefectului sunt multiple, de la verificarea hotărârilor de Consiliu Local până a fi alături de cetățenii județului Bacău, și consider că cea mai mare responsabilitate este de a le răspunde prompt dumnealor la toate solicitările ce țin de noi și de cadrul legal. Doamna prefect, județul Bacău este un județ frumos. Are oameni frumoși, avem primari, gospodari, avem consilieri locali. Televiziunea noastră a avut ocazia pe parcursul celor 2 ani de când funcționăm aici în județul Bacău. Mulți înainte! Mulțumim! Să cunoaștem locuri interesante, oameni, fiecare cu specificul său. Aș vrea să vă întreb, pentru că încă n-am reușit să acoperim întreg județul Bacău, noi ne dorim acest lucru, echipa noastră este întotdeauna prezentă, în fiecare zi suntem în teritoriu. Am observat acest lucru și sunteți de apreciat, chiar de apreciat. Da, vă mulțumim foarte mult. Sigur, ne-am întâlnit și cu dumneavoastră la diverse evenimente. Aș vrea să discutăm, în primul rând, noi ca televiziune am împărțit acest județ în 3 zone specifice. Zona Văii Trotușului, zona Văii Siretului și peste Siret către județul Vaslui. Cum apreciați dezvoltarea economică și socială a acestor zone? Este o apreciere bună și, dacă ne întoarcem la vorba străbunilor noștri, omul sfințește locul. Într-adevăr, zona Văii Trotușului este un pic mai dezvoltată, și asta și din prisma investitorilor care sunt acolo, dar și din prisma faptului că zona Văii Trotușului conține mai municipii din județul Bacău și municipiile au un impact mai mare asupra economiei județului, adică asupra economiei în ansamblul ei. Considerați că în perioada următoare, și aici vorbim pe termen lung, această zonă economică să se dezvolte? Cum vedeți perspectivele de ansamblu? Da, și ca și reprezentant al guvernului în teritoriu, vedeți că în ultimii 2 ani guvernarea PSD-ALDE a adus investiții inclusiv pe zona Siretului, în partea de Siretului, cu modernizarea de drumuri naționale. Dacă vă amintiți, am avut drumul național 2F, care face legătura între Bacău și județul Vaslui, cum arăta acum 2 ani și uitați-vă cum arată acum. Deci investiții se fac, iar acea zonă este o prioritate pentru guvernarea noastră. O altă întrebare la care m-am gândit și cred că este importantă pentru telespectatorii noștri, pentru că trebuie să vă spun, mulți ne-au trimis mesaje, dar mai ales cei din străinătate vor să vă cunoască mai bine prin intermediul nostru și suntem bucuroși că suntem astăzi aici împreună cu dumneavoastră. Mulți ar dori să știe cum colaborați cu edilii, cu primarii și cu consiliile locale. Acum, în primul rând, da, să vă răspund la prima parte a ideii. Pentru că v-am văzut și la foarte multe manifestări ați fost invitat. La prima parte, da, a ideii dumneavoastră. Intenționez ca o dată pe lună instituția prefectului să fie deschisă tuturor pentru a sta cu prefectul județului de dimineață de la ora 8 până seara la ora 8. De regulă, cam acesta este programul meu. Îi aștept alături de mine o dată pe lună la audiențe, de a vedea cum decurg ședințele în instituția prefectului, de a vedea cum se semnează documentele și, de ce nu, de a sta de vorbă cu toți șefii de servicii. Pentru că trebuie să menționez aici că un prefect nu este singur, are un subprefect și, de asemenea, are o echipă. Un prefect nu poate gestiona instituția prefectului singur. Îi aștept pe telespectatorii dumneavoastră alături de noi. De la anul am acest
proiect în vizor. La partea a doua v-aș spune că colaborăm foarte bine și este oportun cuvântul colaborăm, nu este o relație de subordonare, este o relație de colaborare, iar primarii au înțeles rolul instituției prefectului și personal nu am ce reproșa niciunuia din județul Bacău. De fiecare dată ne-au răspuns prompt. E adevărat că se simte din momentul în care intre într-o localitate și vezi fața localității respective, cam așa este și primarul respectiv. Cam așa se răspund la adresele pe care le trimite instituția prefectului, dar reproșuri nu pot să aduc absolut niciunea și felicit pentru acest lucru. Ați făcut un control de curând, dacă putem să-i spunem așa, la serviciul de pașapoarte, pentru că asta interesează foarte mult cetățenii care vin de obicei de Paște, în luna august și acum de sărbători. Sunt perioade în care se produce o aglomerație, sunt anumite chestiuni care interesează publicul. Ce concluzie ați tras în urma acestui control și ce decizii ați luat? Până la control trebuie să vă spun că împreună cu domnul subprefect, una din dorințele mandatului nostru este de a schimba acea locație, de a oferi cetățenilor județului Bacău condiții mai bune. Pentru a evita aglomerările din luna august, am dispus programări inclusiv sâmbetele cu program normal, deci nu zi scurtă, și inclusiv de Sfânta Maria s-a lucrat la serviciu de pașapoarte. Acum, eu îi felicit pe domnii de acolo, a fost într-adevăr o muncă decisiv. Știți cum e, cetățenii care sunt ai noștri, care vin în țară în luna august, își doresc foarte repede. Au înțeles și dumnealor anul acesta că suntem pe repede înainte, că suntem alături de dumnealor și în continuare ne dăm toată silința pentru a fi cu toții mulțumiți. Am fi extrem de interesați să ne spuneți, pentru că ați preluat un mandat la prefectura județului Bacău, și care au fost rezultatele dumneavoastră până acum, adică ce puteți cataloga drept reușite ale mandatului? Îi putem spune că totuși e scurt, adică nu sunteți de mult timp prefect al județului Bacău. Sau oare timpul a trecut repede? Timpul este scurt. Sentimentul meu și al întregii echipe este că sunt de foarte mult timp aici și deja consider că parcă au trecut ani de zile. Timpul s-a scurs foarte repede, dar prin dinamica acțiunilor pe care le-a întreprins instituția prefectului, pot să spun că mă simt aici ca și cum sunt de ani de zile. Una ar fi gestionarea inundațiilor de la Străminoasa, când aveam 3 săptămâni de mandat ca prefect și slavă lui Dumnezeu, zicem noi că le-am gestionat cu bine, și aici trebuie să mulțumesc colegilor mei din Ministerul Afacerilor de Interne, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi și Grupării Mobile de Jandarmi, pentru că au fost în permanență lângă noi și am colaborat perfect. Așa cum ne-am propus, am reușit să schimbăm un pic, zic eu, fața instituției prefectului prin prisma reparării geamurilor, care nu au fost reparate absolut de la înființarea clădirii. De asemenea, scările de la intrare, pentru că, așa cum știți, prefectul nu este ordonator de credite, prefectul este ordonator terțiar de credite. Dar în limita bugetului, spunem că am reușit să schimbăm fața instituției prefectului. De asemenea, ca și o mulțumire a mea sufletească, deși toată lumea și toți prefecții, pe bună dreptate, fugeau de fondul funciar. Într-adevăr, este greu, dar a crescut dinamica și pentru acest lucru chiar primim mulțumiri. Eu, împreună cu tot colectivul instituției prefectului. La ce oră ajungeți dimineața? Hai să vorbim un pic despre o zi. Foarte multă lume cred că este interesată și întotdeauna, chiar și eu, atunci când merg la un primar, de exemplu, îl întreb, domnule, cum decurge o zi? Și vă spun, sunt foarte mulți primari care îi găsesc
La ora 8 chiar se duc, sau poate chiar mai devreme. La dumneavoastră, cum decurge o asemenea zi? Eu v-am zis că avem primar de felicitat în județ. Prefectul vine uneori la ora 7 dimineața, uneori la 7:30, uneori la 8, uneori la 9. Dar niciodată, de regulă, nu pleacă înainte de ora 18. Mai degrabă ar trebui să ne întrebați când plecăm, pentru că sunt foarte multe documente care trebuie citite în liniște și atunci, după ce încheiem programul oficial de la ora 4:30, și aici trebuie să vă spun că au fost dăți când aveam o agendă foarte plină și împreună cu domnul subprefect era ora 7:30 seara, timp în care ne făceam agenda pentru a doua zi. Dar trebuie să le spunem telespectatorilor că telefonul dumneavoastră nu este închis niciodată, pentru că pot apărea oricând evenimente, eu știu, Doamne ferește, calamități sau alte chestiuni. Deci, până la urmă, sunteți în slujba cetățenilor 24 de ore din 24. Da, și e un lucru frumos. Până la toată urma am avut situații în care am fost sunată inclusiv la ora 3 noaptea, pentru că ardea un bloc în acoperișul unui bloc în municipiul Bacău. La ora 3:15 am fost acolo. Asta e. Da, dacă tot am discutat aceste lucruri, aș vrea să-mi spuneți unul din cele mai... Care credeți că a fost momentul cel mai important din timpul de când sunteți prefect al județului Bacău? Care eveniment sau moment v-a marcat cel mai mult? Care considerați că a fost cel mai important? Un eveniment nefericit, din păcate, trebuie să spun, când... Am avut inundațiile de la Ghimeș în vară, dacă vă amintiți, și sigur telespectatorii dumneavoastră știu acest lucru, când am făcut echipe mixte pentru a căuta cele două persoane luate de viitură. Atunci a fost cel mai marcant moment, când vezi o persoană decedată, scoasă din apă, Dumnezeu să-i odihnească. Într-adevăr, sunt momente foarte grele. Iar tu, ca prefect, trebuie să fii acolo, pentru că, pe lângă calitatea de prefect, eu sunt și președintele Comitetului Județean pentru situații de urgență. Dacă tot am ajuns în această etapă a discuției, este foarte important să știm, să aflăm de la dumneavoastră concret despre inundații. Ne-ați povestit cum ați acționat. Oricum, a trecut o perioadă de când a fost acest cutremur. Vrem să știm de la dumneavoastră cum va reacționa conducerea județului Bacău în asemenea situații. Să dea Dumnezeu să nu fie. Aici suntem coordonați de la minister. Eu vă spun că vom fi pregătiți foarte bine. Doamna prefect, noi vă mulțumim. Îi asigurăm pe telespectatorii noștri că vom veni de fiecare dată când sunt chestiuni care interesează marele public. Vreau să-i anunț încă o dată pe telespectatorii noștri că județul Bacău, din studiile pe care le-am făcut noi ca instituție de presă, este pe primul loc la transparența decizională. Pentru că celelalte județe poate nu au beneficiat de o presă omniprezentă, așa cum încercăm noi. Vă spunem, exact, încercăm. Exact ce am spus la început și vă felicit. Și da, de asemenea felicit întreaga presă băcăoană. Da. Și ne bucurăm foarte mult că și la nivelul instituției dumneavoastră, cu această ocazie vreau să fac precizarea că toate instituțiile publice la care am apelat au fost deschise și îi asigurăm încă o dată pe cei care ne privesc acum că aici la prefectură avem o doamnă prefect care întotdeauna are ușa deschisă pentru noi și nu numai pentru noi, și pentru cetățeni. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim multă putere de muncă în continuare și să fiți întotdeauna așa cum v-am găsit astăzi, în plină activitate. Mulțumesc frumos! Acum știți cum e, în tot și în toate e voia lui Dumnezeu. Eu vreau, dar trebuie să-ți fie permis. Mulțumesc frumos!